Vă rugăm să vă închideți telefoanele mobile, telefoanele fixe, smartphone-uri, stupid phone-uri, small phone-uri, big phone-uri, MP3, MP4, MP5, stațiile de emisie recepție, radio-ul, aparatul de fotografiat și cel de filmat și, în general, tot ce i-ar putea deranja pe ceilalți spectatori. Că pe actori nu mai deranjează nimic, probabil. Vă urăm vizionare plăcută. Conița. Vă prăpădi sănătatea. Și puneața și bucătăreața s-au dus să pleacă mure. Pisica prinde păsărele. Orice vietate își trăiește viața.
Numai dumneavoastră nu vă găduiți nicio bucurie. Stați, iertați-mă ca niște lilieci. De un an aproape n-ați mai ieșit din casă. Zău așa! Și nici n-am să mai ies vreodată. Pentru ce aș ieși? Viața mea s-a sfârșit. El e în groapă, iar eu mormântat între patru pereți. Amândoi suntem morți. Ei, auzi vorbe. Nicolae Mihailovici a murit. Și nu mai e nimic de făcut. Fie-i țărâna ușoară acolo unde este. Ați plâns cât ați plâns, ați oftat, gata, ajunge. Până la urmă, durerea are și ea o margine. Iaca! Și mie mi-a murit babușca. Am plâns-o, am oftat, am purtat până și doliu. O lună așa. Și apoi, gata. Că doar n-o fi meritat babușca mea să mă amărăsc o viață întreagă pentru ea. Și nici nu merita nenorocita. N-ați mai fost nici pe la vecini și nici pe ei nu i-ați mai invitat la noi. Măi, și să nu fi fost oameni cum se cade prin vecinătate. Tot județul e plin de boieri. Ia ca la Riublov, e un regiment de husari. Și în fiecare vineri seară cântă muzica regimentului. He, coniță, coniță, o mândrețe de bărbați. Ți se scurg ochii după ei. Sunteți tânără, frumoasă, albă, rumenă, aprigă. Să vă tot bucurați de viață. Să știți că frumusețea nu ține o veșnicie. Încă vreo 10 anișori, pe așa. Că, apoi, o să încerc ca să mai treceți ca o lebănă maestoasă pe lângă domni ofițeri, ca să-i mai scoateți din minți. Dar va fi prea târziu. Te rog să nu vorbești niciodată de asemenea lucruri. Știi că de când a murit Nicolae Mihailovici, viața mea nu mai are niciun rost. Ți se pare că trăiesc, dar asta e numai decât o aparență. Am jurat că până la moarte n-am să-mi scot doliu. Ai auzit? Vreau ca umbra lui să vadă cât l-am iubit. Știu, da. Știu că tu de multe ori ai văzut că era nemilos cu mine și chiar mă înșela. Dar eu îi voi rămâne credincioasă până la moarte și am să-i arăt cum știu eu să iubesc. Decât să vorbiți așa, mai bine lați în hama pe Tobi sau pe Uriașul la trăsură și ați pornit prin vecini. Coniță, ce-i cu dumneavoastră? Îl iubea atât de mult pe Tobi. Îți aduce aminte Luca? De fiecare dată când se ducea la Corceaghin sau pe la Vlasovi, pe el îl înhăma la trăsură. Cu câtă blândețe mâna cai, câtă grație. Tobi. Să-i se dea astăzi o porție dublă de ovăr. Bine, Conița. Cine a fi? Să spui că nu primesc pe nimeni. Bine, Conița. Of, Nicolas. Dragostea mea nu se va stinge odată cu ultima bătaie a bietei mele inimii. Ție nu ți-e rușine deloc? Sunt o soțioară cu minte, educată. M-am ferecat între patru perese ca să-ți fiu credincioasă. Dar tu? Nu ți-e rușine deloc? De câte ori m-ai lăsat singură săptămâni întregi? M-ai lăsat și te-am așteptat toată ziua? De câte ori? Hai, nu mai pot. Coniță, întreabă cineva de dumneavoastră. Nu i-ai spus că de când a murit soțul meu nu primesc pe nimeni? Ba, i-am spus, dar spune că are ceva foarte urgent. Nu primesc. I-am spus și asta, dar e un îndrăcit. Am jurat și a intrat direct în sufragerie. Acum acolo e. Bine, primește-l. Ce bădăran mai fi și ăsta. Nu, zău, cred că trebuie să mă retrag la o mănăstire. Da, călugări sunt o mănăstire. Băi, măcar nu-i venea să intru! Lasă-mă să intru! Domnule, așteptați! Băi, lasă-mă să intru! Domnule, așteptați, vă rog frumos! Băi, cum n-am să mă las să intru? Domnule, așteptați! Bă, tu ești un pit! A?
Ce-ți place să dracănești cam mult, așa-i? Așa-i? Plec de aici! Mă gare! Stimată doamnă, dați-mi voie să mă prezint. Locotenent de artilerie, în retragere și moșier, Grigori Ștefanovici Smirnov. Ce doriți? Mă simt nevoit, doamnă, să vă tulbur. Pentru niște chestiuni foarte urgente. Răposatul dumneavoastră, soție. Nicola. Pe care am avut onoarea să-l cunosc, mi-a rămas dator. Mi-a rămas dator pe două polițe. 1200 de ruble. Cadența, doamnă, și cum am depășit plăți la banca agrară, vă rog, stăruitor, să-mi plătiți datoria. Chiar astăzi. 1200 de ruble? Da, doamnă, 1200 de ruble. Pentru ce vă datora soțul meu acești bani? Cumpăra ovăz de la mine. Ovăz? Luca, nu uita să-i dai lui Tobie o porție dublă de ovăz. Bine, Conița. Desigur că voi plăti suma. Dacă spuneți că Nicolae Mihailovici vă datora. Numai că vă rog să mă iertați, dar astăzi nu am acești bani asupra mea. Poi mâine însă, când se va întoarce administratorul meu de la oraș, vă voi plăti. Și pe lângă asta, chiar astăzi se împlinesc 7 luni de la moartea soțului meu. Și nu sunt dispusă deloc de chestiuni financiare. Păi bine, bine, dar nici eu nu sunt dispus ca mâine să mi se scoată la mezac moșia. Voi da un faliment cât mine de mare și vă asigur că asta se va întâmpla dacă nu voi plăti procentele. Poi mâine veți primi banii care vi se cuvine. Mie trebuie banii astăzi, nu poi mâine. V-am mai spus. Dar ce să fac dacă nu i-am acum? Vă să zică. Dumneavoastră nu puteți să-mi plătiți datoria. Nu pot. Nu puteți. Nu. Deci ăsta e ultimul dumneavoastră cuvânt. Da, ultimul. Ultimul. Sigur. Mulțumesc. Mulțumesc. Am luat notă. Da. Și în cazul ăsta eu trebuie să-mi păstrez calmul, nu? Păi cum să îmi păstrez calmul? E venit în coace, l-am întâlnit pe drum pe percep. Că ușă mâna. Dar de ce ești mereu supărat? Grigori Ștefanovici! Păi cum să nu fiu supărat? Că am o nevoie cumplită de bani. Am plecat de acasă de ieri dimineață cu noaptea în cap. Cu speranța să-mi găsesc bani. Și am fost la toți debitorii mei. Și unul dintre ei nu vrea să-mi plătească datorile. M-a legat ca un rogar. Am dormit. Dracu știe pe unde. În cârciumă unui evreu. Lângă butoaie cu vodka. Și în cele din urmă am ajuns aici. La 70 de verste de casa mea, cu speranța să-mi găsesc banii. Și încolo mă izvesc de proasta dispoziția dumitale. Cum? Să nu mă supăr. A? Se pare că am vorbit destul de limpede. Când se va întoarce administratorul meu de la oraș, vă voi pleca. Doamnă dragă, eu la dumneavoastră am venit. Nu la administrator. E mama dracului am eu! Iertați-mi expresia! Cu administratorul dumneavoastră! Stimate domn, vă rog să mă scuzați, dar nu sunt obișnuită cu asemenea expresii. Nici cu un asemenea ton. Vă rog să mă lăsați în pace! Dar doamne, eu... Nu, nici mai vreau să te aud! Te rog să mă lași în pace! Doamne, eu... Ia te uită, prost dispusă. Șapte luni de când i-a murit bărbatul. Eu însă trebuie să-mi plătesc procentele. Când i-a murit bărbatul, e prost dispusă și câte și mai câte. Administratorul e plecat. Dracu să-l ia.
Iar eu ce să fac, mă rog, să mă înalți cu balonul în cer să-l oprindă creditorii. Să mă dau cu capul de pereți. Ce-i de făcut? Am fost la grupe. Nu-i acasă. Iar o șevit s-a ascuns. Securitul m-a încercat și era cât face să-l vâr pe fereastră. M-a zut o mare holeră. Asta are stări! E prost dispusă! Niciuna din canalile astea nu vrea să plătească. Dar știu de ce. Fiindcă a fost un prost. A fost un prost. O cârpă. Nu vrea mă port eu cu mănuși cu ei. Un prost. Cârpă. Muiere. Lasă că vă arăt eu vouă. Lasă că vă arăt eu vouă. Cu ăsta vedeți cine-s eu. Nu vă lați așa să vă bate joc de mine. Așa am ajuns. Rămân aici până plătești datoria. Auzit? Nici nu mă mici din loc. Furios, nervos. Tremur tot de furie. Doamne Dumnezeule, în halul ăsta am ajuns să bată tot joc de mine. În halul ăsta. Mi-e rău. Mi-e rău. M-a apucat mențeala. Tremur de furie și... Mi-e rău. Aoleu! Moșule! Apă! Apă, moșule, apă! Moșule! Apă! Prea bine, domnule. Doamne Dumnezeule! Ce logic o mai fi și asta? Un om are neapărată nevoie de bani. E ajuns cuțitul la os. E gata să se spânzure pentru ei. Și dânsa nu vrea să plătească, fiindcă, mă rog, nu-i dispusă să se ocupe de chestiuni bănești. Logică femeiască, domne. Uite, de-aia mie niciodată nu mi-a plăcut să stau de vorbă cu femeile. Nu știu. Parcă mai repede vă așteapt un butoi. Pun butoi plin cu pulvere decât să stau de vorbă cu femeile. Mie mi-e de ajuns să văd de departe o ființă poetică, adică, mă rog, o femeie. Că de-ndată mă și apucă furia, îmi vine să urlu. Coniță e bolnavă și nu primește. Ieși. Ieși. Ieși afară. Nu primește pe nimeni. Păi puțin îmi pasă mie că nu primește. Ai auzit? Puțin îmi pasă mie că nu primești. Dar nicio problemă. Că în cazul ăsta... Aici rămâi până plătești. O să fii bolnavă o zi. Aici stau o zi. O să fii bolnavă un an. Eu tot așa. Un an. Un an stau! Spun Petru, să știi că pe mine nu mă impresionează pe mine nici gropițele tale din obraj, nici rochea ta de doliu. Cunoaște noi toate astea. Coniță, Coniță. Semion, vezi cine s-a măcai că nu mai plecăm. Că aici rămânem până plătește datoria.
Ai auzit? Băi, Lindiopule, ce păzești? Păi ce păzești? Vezi că s-a fugit calul din stânga. Cum adică nu-i nimic? Cum adică nu-i nimic? Păi pui după el! E că țara tot ție nu-i nimic. Stai că vezi tu. Al dracu de treabă. Fără o căldură insuportabilă. Azi noaptea am dormit și prost. Și pe lângă toate astea, pop și fusta asta îndoliată. Cu stări. Am ajuns să mă doare și capul din cauza ei. Dar oare, în cazul ăsta, oare n-ar merge puțină vodka? Hai să beau o vodka. Moșule! Moșule, vodka! Aduc un păhărel cu vodka. Prea bine, domnule. N-am ce zice. Bine m-a arăt. Prăfuit, nespălat, nepiertănat de atâtea zile. De pomenești că doamna m-a luat drept un tâlhar. Bine, ce e drept? E cam nepoliticos la pariharul la față unei doamne. Da? Totuși nu face nimic. Nu face nimic pentru că eu sunt creditor. Și pentru creditor, ținuta nu-i obligatorie. Vă permiteți cam multe, domnule. A? Nu, eu n-am zis nimic. A, ce ai spus? A? Tu cu mine vorbești așa? A? Ia zi, moșule. Tu cu mine vorbești așa? A? Bucăți să fac, moșule, ai auzit? Cum speri să vorbești așa cu mine? A? Mai bine ești tu afară. Să nu te mai văd! E unde o fi picat și țăricul ăsta? Dracul a ajuns! Doamne, iar mi-e rău. Iar mi-e rău. Hai, moșule! Moșule! Moșule, vino repede! Mi-e rău! Stimate domn! În singurătatea mea m-am dezobișnuit de glasuri omenești. Vă rog să cruțați liniștea. Dați-mi banii. V-am mai spus odată, nu am bani. Așteptați până apoi mâine. Și eu v-am mai spus odată, doamnă. Am nevoie de bani astăzi, nu poi. Că dacă nu-mi dați banii astăzi, mie nu rămâne altceva de făcut decât să pun ștreangul de gât. Ce pot face eu dacă nu i-am acum? Ciudat! Deci v-am să zică, dumneavoastră, nu puteți să-mi dați banii astăzi. Nu pot. Nu? Nu. Foarte bine. Foarte bine. În cazul ăsta, aici. Aici rămân până îmi plătiți datoria. O să fiți bolnav o zi, aici stau o zi. O să fiți bolnav un an, tot așa un an. Spuneți și dumneavoastră, doamnă, trebuie să-mi plătesc mâine procentele, da sau ba? Stimate domn, vă rog să nu mai țipați, nu sunteți în graj. Dar nu-i vorba de graj, doamnă! Eu vă întreb, trebuie să-mi plătesc mâine procentele! Nu. Sau dumneavoastră credeți că mi-arde de glumit? Nu știți cum să vă purtați cu doamnele. Dar nu-i adevărat. Nu-i adevărat că știu foarte bine să mă port cu doamnele.
Nu, nu știți, pentru că oamenii de lume nu se poartă așa cu doamne. Aha, băi, și cum doriți să vă vorbesc? Pe franțuzește. În franțe? Oh la la, madame, je vous prie. Sunt tare fericit că nu puteți să-mi plătiți datoria. Adică banii mei. Mon argent. Oh, pardon. Pardon că v-ați durat. Astăzi este o vreme încântătoare și mai mult decât atât. Doliul vă stă de minune. E grosolan și nu-i deloc spiritual. E grosolan și nu-i deloc spiritual. Băniță, să știi că de când ești tu pe lumea asta, n-ai văzut atâtea vrăbi câte femei am cunoscut eu. De trei ori m-am bătut în duel pentru femei. De trei ori. 12 femei am părăsit eu. N-au m-au părăsit ele pe mine. Da, nu-i important asta, Coniță. Asta nu-i important. Pentru că a fost o vreme când eram un prost. Un prost. Pentru că mă risipeam în vorbele dulci, în îndrăgălășenii. Iubeam nebunește. Oftam la lumina lunii, mă topeam, sufeream, înghețam, mă dezghețam. Ardeam ca flacăra. Am ținut până și prelegeri. Da, Coniță, am ținut prelegeri despre emanciparea femeilor. Jumătate din avere mi-am prăpădit cu sentimentele astea duioase. Buze roșii, îngropițe în obraj. Toate astea pentru mine nu mai fac doi bani, Coniță. Doi bani nu mai fac! Știți ceva? Dați-mi voie să vă spun ceva. Dar cei de față, deci cei de față se exclud. Bine? Toate femeile, absolut toate femeile, fără nicio excepție, sunt niște izmenite, niște prefăcute, invidioase, meschine și rele, rele până în mădua vaselor. Privești cât o ființă din asta, e semizeiță, numai lapte și miere. Ia uite-te în adâncul sufletului ei. Curat crocodil, nu altceva. Un crocodil! Revoltător e însă faptul că această ființă poetică crede că toate sentimentele tandre reprezintă monopolul lui, averea lui. La naiba, spânzurați-vă cu capul în jos dacă femeia știe să iubească pe altcineva decât pe cățelușul ei. În dragoste, femeia nu știe decât să miorle și să ofteze. Pe când bărbatul suferă și se sacrifică, toată dragostea femeii se împăunează într-un singur punct. Face tot ceea ce poate să te ducă de nas și să te păcălească. Bine că ești tu, bărbat. Ați avut și nenorocirea să vă nașteți femeie. Așadar, cunoașteți voi prea bine tacticile astea manipulative. Așa e că am dreptate. Spuneți-mi și dumneavoastră, Coniță. Dar spuneți-mi sincer, foarte sincer. Ați văzut vreodată, în viața voastră, o femeie care să fie sinceră, credincioasă, loială și statornică? Păi n-ați văzut! Vedeți că n-ați văzut! Pentru că loiale și statornice sunt doar femeile bătrâne. Ocitanile. Mai degrabă ai să întâlnești o pisică cu coane decât să întâlnești o femeie statornică. Dați-mi voi. După părerea dumneavoastră, cine e statornic în dragoste? Te pomenești că bărbatul! Da, doamnă. Exact cum a spus dumneavoastră. Bărbatul. Da, bărbatul. Credincioși și statornic în dragoste. Da, doamnă. Dacă așa stau lucrurile, cel mai bun bărbat a fost bietul meu soț. A murit
Și l-am iubit. L-am iubit cu pasiune, cu toată ființa mea. Mă închinam lui ca unui idol. Îl iubeam, îmi risipeam bani. Și cu toate astea, bărbatul acesta pe care îl credeam cel mai bun, mă înșela la fiecare pas. Chiar după moartea lui am găsit în țărcar o mulțime de scrisori de dragoste. Și când îmi aduc aminte, când eram viață, nu, mi-e și rușine să-mi amintesc. Mă lăsa singură săptămâni întregi, mă înșela, îmi risipea toți banii, mă înșela chiar sub ochii mei. Și cu toate astea, l-am iubit. Și nu numai atât. A murit și tot îl iubesc. Și așa voi face până la moarte. Și îi voi ține doriul la fel până la moarte. Doamne, stați puțin, eu cred că mă luați de prost. Altfel nu-mi explic. Doliu. Da. Ați spus Doliu. Doamne, de parcă n-ați citit toată mascarada asta cu Doliu și pentru ce v-ați îngropat între patru pereți. Păi cunoaștem noi toate astea. Cum vă permiteți? E, vă rog să nu vorbiți așa cu mine. Vă rog să nu vorbiți așa cu mine, că nu sunt administratul dumneavoastră. Nu eu țip la dumneavoastră. Dumneavoastră țipați la mine. Vă rog să mă lăsați în pace. Dați-mi voie să spun lucruri pe șleau. Nu-s femeie și sunt obișnuit să spun lucruri pe nume. Așa că vă rog să lăsați scenele astea. Ați înțeles? Mie nu-mi plac scenele. Văd că v-ați așezat. Vă rog să plecați. Plecați acum. Dați-mi bani. Și plec. V-am mai spus odată. Nu am bani. Eu nu vorbesc cu obraznici, îmi pare rău. Dacă v-am spus să plecați, vă rog să plecați. Acolo e ușa. N-aveți de gând să plecați? Nu? Nu. Nu? Bine. Luca! Pe afară pe domnul. Domnule, vă rog să părăsiți casa! Acum! Bravo! Mă, tu cu mine vorbești așa? A? Ia zi! Tu cu mine vorbești așa? Atâta ți-a trebuit. Piftie te fac! Auzit? Piftie te fac! Mi-e rău! Dașa! Dașa! Unde e Dașa? Dașa! După mure, nu-i nimeni de acasă! Taci! Vă rog să plecați imediat! Imediat! Acum! Piftie te fac, auzi? Vă rog să fiți mai... politicoasă cu mine. Sunteți un mușic, un urs necioplit, monstru, brută. A? Poftim? Ce-a spus? Da, am spus că sunteți un monstru, o brută. Ia stați puțin și dați-mi voie. Cu ce drept mă insultați? Da, vă insult. Ei și ce, credeți că mi-e frică? Nu mi-e. Și dumneavoastră ce credeți? Fiindcă sunteți o ființă poetică, o femeie. Aveți dreptul să mă insultați pe mine? A? Ursule! E vremea să lăsăm prejudecățile că numai bărbatul trebuie să plătească pentru faptele lui. Dacă vreți egalitate de drepturi... Egalitate de drepturi să fie. Foarte bine! Vă provoc la duel! Doamne sfinteată! Cu pistolul! Vodka! Credeți că dacă aveți pumni zdravi și o ceafă de taur mă spăimântați? Așa credeți? Nu sunteți decât un mitocan! La duel!
Nu permit nimănui să mă insulte. V-am spus, credeți că dacă sunteți o femeie, aveți dreptul să mă insultați pe mine? V-am spus, vă provoc la duel. Cu pistolul? Da, doamnă, imediat. Bine, imediat. Soțul meu mi-a lăsat destule pistoale, le aduc îndată. Cu plăcerea să vă trag un glonte în căpățâna aia seacă. Lua var dracu. Am să mor. Am să mor ca un pui de gând. Că... Eu nu-s cățel. Nu-s cățel și nu sunt vreun tânăr îndrăgostit. S-au dus vremurile alea de mult. Domnule boierule, te rog, pleacă, pleacă. Ai venit, ne-ai băgat din zbere și acum vrei să ne mai jidelăm cu pistoalele. Tocmai ăsta e principiul de egalitate de drepturi. Păi, foarte bine. Că dacă vreți egalitate de drepturi, stați că vă dau egalitate de drepturi. Foarte bine. Ce femeie. Ce femeie. Lovar drag. Am să vă trag un glonte în căpățână. Ce femeie, Luca. Ce femeie. Domnule boierule, pleacă. Doamne, ce femeie. Doamne, ce femeie. Pe cuvântul meu că... E pentru prima oară în viața asta când văd o femeie ca asta. Zău așa. Nu e o miorleită. Știe ce vrea de la viață. Doamne, ce femeie. Luca. Luca. Începe să-mi placă femeia asta. Serios. Începe să-mi placă femeia asta. Cu toate că are gropițele alea în obraj, da. Nu are nimic. Luca. Sunt gata să iert datoria. Votă. Sunt gata să iert datoria. Luca, mi-a trecut până și fumea. Boierule, pleacă, boierule! Doamne, ce femeie! Ochii îi străluceau! Era rumenă în obraj, ăsta-i semn că a primit provocarea! Doamne, ce femeie! Zău așa! Parcă-ți pare rău să o omori! Pe loc, repaus! Mă duc să chem grădinarul. Știi unde o fi căzut în partea asta pe capul nostru? Iată pistoalele. Dar mai înainte de a ne bate, vă rog să-mi arătați cum se folosesc. N-am mai ținut niciodată un pistol. Vedeți, doamnă, există câteva feluri de pistoale speciale pentru duel. Mort. Astea sunt sistem Smith și Wesson. Cu trei țevi. Cu extractor de recuție centrală. Da, exact. Aveți niște pistoale formidabile. Știu. Costă cam 90 de ruble perechea. Chiar 92. Chiar 95. Depinde de model. Doamnă, pistolul trebuie ținut așa. Așa? Nu. Pistolul trebuie ținut așa. Ați înțeles? Doamne, ce ochi. Femeia asta te aprinde ca o văpaie. Așa?
Da, pe urmă. Pe urmă. Țintiți. Țintiți. Trageți piedica, capul, tot mai pe spate și cel mai important e să nu vă pierdeți cumpătul. Pentru că dacă vă pierdeți cumpătul, nu mai puteți ținti. Bine. Să cu totuși că nu-i nimerit să tragem în casă. Să mergem în grădină. Să mergem. Să mergem, domnule. Să mergem! Să mergem! Să mergem, doar vă previn că voi trage în aer. Cum așa? De ce? Că... Că? Fiindcă... Fiindcă. Pentru... E, pentru că asta e treaba mea, de ce? Aha! Vă e frică! De ce vă e frică, domnule? Cu câtă plăcere am să vă trag un glonț în căpățâna aia seacă. De ce vă e frică? Ia spuneți, vă e frică? Da, mi-e frică. Minciună. De ce nu vreți să ne batem? Că... Că? Fiindcă... Pentru că... îmi plăceți. Are îndrăzneala să spună că îi plac. Poftim! Ascultați! Coniță, mai sunteți supărată. Bine, și eu am fost întărătat, vedeți? Nu aș putea să vă explic. Asta e o poveste destul de complicată, înțelegeți? La drept vorbind... Ei, și ce bine am eu dacă-mi plăceți? Ce bine am eu dacă-mi plăceți? Credeți-mă pe cuvânt, sunt aproape îndrăgostit. Plecați, vă urăsc. Doamne, ce femeie, femeia asta. Femeia asta te aprinde ca o văpaie. Plecați sau trag? Știți ceva? Trageți, trageți, trageți! Nici nu vă puteți închipui ce plăcut e să mor împușcat. De o mână catifelată ca a dumneavoastră. Trageți! Gândiți-vă și luați o hotărâre imediată. Căci astfel plec de aici și nu o să ne mai vedem niciodată. Înțelegeți? Niciodată! Sunt un nobil. Mă trag dintr-o familie onorabilă. Am venit anul de 10.000 de ruble. Și o herghelie de cai de rasă. Acasă la mine. Trag fără greș într-o monedă aruncată în aer. La 10 metri distanță! Vreți să fiți soția mea? Vreau să ne bate. Poftim! Doamne, nebunesc. Nebunesc, simt că-mi pierd capul. Luca! Apă! Vodcă! Doamne! Doamnă! Vă ador! Înțelegeți? Să știți că la viața mea am iubit... V-am iubit! 12 femei am părăsit eu și 9 m-au părăsit ele pe mine. Dar pe niciuna n-am iubit-o așa cum v-am iubit pe dumneavoastră, înțelegeți? Știți ceva? Trageți! Trageți, trageți, pentru că de 5 ani nu m-am mai îndrăgostit și mi-a jurat să nu mai fac. Și acum am căzut în mrejele iubirii. Vă cer mâna. Da sau nu? Deci nu vreți. Prea bine. Stați puțin. Da. Nu-i nimic, puteți pleca. Plecați! Adio! Sau... puteți rămâne. Ba nu! Plecați, plecați! Nu mai vreau să vă mai văd! Nu vreau să vă mai văd! Nu! Sau rămâneți!
Știți ce, mi-a trecut furia, puteți să rămâneți, da. Știți ceva, doamnă? Aici rămână. Aici rămână. Doamne, ce viață, cusitul a început. Cusitul abia ce-a început. Mâine trebuie să plătesc procentele. Și pe lângă toate astea, așa, dintr-o dată, m-am îndrăgostit de dumneavoastră. Ei, mai stați, doamne. Nu vă las, doamnă. Nu vă las pentru că... Să știți că eu nu o să-mi iert asta niciodată. Lăsați-mă. Oricât aș fi de dur, eu nu pot să-mi iert asta niciodată. Înțelegeți? Da, da, lăsați-mă, domnule, lăsați-mă. Coniță, niciodată. Doamne sfinte! Luca, spune la Graș să nu-i mai dea o porție de obăz lui Tobi. Bine, Conița. Thank you.